Avem nevoie de un plus de energie. Până e gata mâncarea, o să vă spun alături de Simona Dumitrescu care sunt resursele de energie sau de unde ne putem lua noi energie atunci când o pierdem. Fie că e vorba că mergem la sală sau că am făcut o plimbare sau poate pentru unii, nu știu, concediu înseamnă mai multe trasee montane sau plimbări. Simona, bine ai venit, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Cum facem noi să refacem energia în organism? Care sunt produsele sau alimentele care ne ajută să aducem un plus de energie? În primul rând, mâncarea în general reprezintă energie, dar nu toate alimentele furnizează energie în aceeași cantitate și cu aceeași viteză, să spunem. Exact. Și aici trebuie să ne gândim în primul rând la sursa principală de energie a organismului, care sunt carbohidrații, dar care sunt și ei de mai multe feluri. Adică avem carbohidrații rafinați, cum e zahărul, de exemplu, cum sunt dulciurile, care furnizează o sursă de energie rapidă pentru organism și care nu este de cele mai multe ori foarte bună, pentru că la fel de repede se va și termina și ne vom simți apoi obosiți. Adică și dacă luăm o linguriță de miere sau de zahăr, o bucată de ciocolată, practic nu e la fel dacă am mâncat o mână de spanac, nu? Asta vrei exact, să-mi spui. Da. Trebuie să mergem în general pe glucide complexe, care provin din cereale integrale, din fructe, din legume și care, se având un conținut crescut de fibre alimentare, se procesează puțin mai greu și eliberează energie mai lent pe parcursul zilei, adică ne furnizează un depozit mai mare de energie pe care îl folosim mai mult timp. Să zicem așa, dacă am avea, nu știu, de ales între a mânca ceva, nu știu, un burger sau ceva și a alege ceva sănătos care să ne dea energie, nu știu, o gustare între mese, să zicem, ce să conțină ea? Gustarea dintre mese, da, poate fi sub formă de un fruct, de exemplu. Atenție, nu mâncăm fruct imediat după masă, adică ar trebui să fie pe stomacul gol, cam la 2 ore după masă. Poate să fie, dacă vrem o sursă de energie rapidă, două pătrățele de ciocolată amară, cu conținut cât mai mare de cacao. Ai de-aia mai dulce. Aceea conține mai mult zahăr și atunci încercăm să alegem o variantă mai ok, care conține mai mulți antioxidanți. Sau niște semințe, nu? Cum ar fi caju, exact, migdale... Fructele aginoase și ele sunt foarte sănătoase, însă atenție, pentru că sunt destul de bogate în grăsimi și atunci mai mult de o mână așa nu mâncăm. Așa se și spune, nu? Că trebuie să alegem cât e cât căușul, încape în căușul palmei. În căușul palmei noastre. Bine, deci avem energie de la legume, fructe, oleaginoase și cam la asta ar trebui să ne limităm ca să avem alimentația sănătoasă. Depinde și de momentul zilei. La mic dejun putem, de exemplu, include cât un ou, care este foarte, foarte sursă de proteină. Da, da, cu un pic de pâine integrală sau cu semințe, care la fel conține multe fibre și carbohidrații complexi. Da, și pentru gustări poate fi un fruct sau fructele aginoase. Pentru restul meselor neapărat să includem surse de legume. Întotdeauna legume, dar da, și o bucată de carne acolo, că vorba aia nu strică, mai ales dacă faci sport și mergi la sală. Mulțumim mult, Simona!